să beau Red Bull cu spermă de, de taur în, în Red Bull sau să mănânc un hamburger cu spermă înăuntru. Wow! Salve broderașilor. Eu sunt Claudiski și bun venit pe canalul meu. Astăzi o să ne jucăm Would you rather. Ai face asta sau ai face cealaltă chestie? Nu știu exact cum să explic, dar este, o, este un challenge de absolut nebun, poate să fie și pervers, poate să fie și nebun și poate să fie poate să o ducă în toate direcțiile broderașilor. Atât am avut de zis, nu sunteți pregătiți. Nu sunteți pregătiți. Sunteți gata? O să mă pun în cele mai proaste ipostaze posibile, să aleg niște chestii foarte ciudate și cred că nu o nu o să dau bine la noapte broderașilor decât dacă vă apăsați și voi pe butonul acolo de like ca să știe algoritmul că apreciați această, acest fel de content să apăsați pe butonul de notificări pe bel ăla și pe subscribe. Bineînțeles acolo să vă abonați broderașilor, că ce facem aici. Nu vă abonați, trebuie să vă abonați, neapărat, că sunt amuzant. Aici, e un loc de fapt. Până una alta, haideți să începem broderașilor, cu Would You Rather? Deci, în esență, ce trebuie să facem este să alegem dintre două chestii, chiar dacă sunt scriboase, chiar dacă sunt nașpa, chiar dacă sunt uluitoare, Trebuie să alegem neapărat. Și primul lucru avem, eu o să vă traduc în engleză dacă nu știți, din engleză, pardon. Prima oară zice așa. Have a wet dream about your mother. Have a, dream, a wet dream about your grandmother. Să ai un vis umed cu mama ta sau un vis umed cu bunica ta. Am început bine. Da. Ah, vă leu ce îmi place mirosul ăsta de incest de dimineață. Wow, e minunat. Păi hai un pic să ne gândim, broderașilor. Având în vedere că am o bunică faimoasă care îmi face zacuscă, zacusca la putere și toate chestiile astea, nu pot să-mi imaginez să am un vis umed cu bunica. Cum mai dau ochii cu ea după aia? Cum mai dau ochii cu ea? Bine, și cu mama ar fi, ar fi ciudat. Numai că bunica îmi face și zacuscă și stau foarte mult cu ea. Cred că în cazul ăsta aș vrea cu mama, deși nu cred că ar vrea nimeni așa ceva. Dar na, mama, acum ce să fac? 65% dintre voi ați votat ca și mine. Ok, nu sunt așa ciudat. E bine. Bunica, ai scăpat de data asta. Ai grijă de tine. Mai trăiești să vezi și pensia asta luna asta. Continuăm. Kill Baby Hitler sau cause World War 3? Ah, uh, uh. Să-l omor pe baby. Uh... Știți voi cine? Nu cred că am voie să-i zic numele, așa de. Deci, pe bebelușul care a creat al doilea război mondial, sau să cauzez eu al treilea război mondial. N-aș vrea să fiu cauza unui război mondial în care o să moară milioane de oameni și o să ne apoieze generațiile umane cu mult timp și o să rămână fără case, fără mâncare, o să o ducă foarte greu. Cred că aș prefera, din păcate, chiar dacă este vorba de un bebeluș, să omor un bebeluș care este ăla cu H. Nu pot să zic, e ăla cu H care a creat, deci ăla. Îl omorâm pe bebeluș. Îl omorâm pe bebeluș. A trebuit să o fac, îmi pare rău, nu pot să cauzez al treilea război mondial Deja îl cauzez în familie, mereu când mă trezesc și mă ceartă lumea și mă teamă de ce sunt încă tiktoker și de ce nu fac bani Asta este în fiecare zi la mine în casă Vă rog, nu pot alt război mondial să cauzez Continuăm Fart during sex with your partner sau hear your partner fart during sex Aaaa! Deci în esență să mă bășesc în timp ce fac sex cu partenerul meu sau să mi-aud partenera cum se bășește în timp ce facem sex aș prefera să mă boșesc eu. Bă, hai să fim serioși. Nu aș vrea să-mi iau un partener, chiar dacă ar fi amuzant. Dacă aș auzi eu, ar fi amuzant, n-ar fi cine știe ce. Am trece cu vederea. Un pic scârbos. Dar, gen, aș prefera eu să fac. Știu că vine din mine, știu cum miroase, știu uh, cât o să dureze, știu cum să acoper, știu foarte multe tehnici. Să știți de acoperit bășin, și voi nu știți că toată viața mea am fost un bășinos. Și când ești un bășinos, te bășești mult. Și când te bășești mult, trebuie să găsești tehnici ca să ascunzi bășinile alea. Ori uh, faci un, uh, un sunet, după aia te bășești în același timp comitent com 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 ca să acoperi sunetul ăla. În timpul sexului, un pic mai greu, poate faci uh, o, o, o mișcare de aia, gen. Oh, ce îmi place, după aia te bășești. E foarte complicat, e o artă, o artă subtilă Dar da, aș prefera eu să mă bășesc Ați prefera ca cealaltă persoană să se bășească? Wow Nu sunt de acord cu asta, dar mă rog, voi sunteți șudați, asta este Ce aș prefera? Să umez iarbă, marihuana de două ori pe zi, sau să fiu dependent de alcool? Wow uh, Nu aș vrea, nu aș vrea să fumez de două ori pe zi, nu-mi place să fumez în general Pentru că nu mai pot să respir și dacă nu pot să respir Nu mai pot să stau cu voi brodărașilor și să-mi vărs plămâni aici Pe YouTube și pe TikTok Dar alcoolul s-a dovedit și în trecutul meu că în unele circunstanțe M-a ajutat când ne-am despărțit eu de fosta mea Am băut alcool, a rezolvat Când mă bătea tata, de era și el beat la rândul lui Beam și eu alcool și amândoi eram fericiți În general când ies cu prietenii mei și mă beau câte o dușcă e ok. Deci cred că aș prefera, chiar dacă zice dependent, cred că tot aș prefera să fiu dependent de alcool decât să fumez iarbă de două ori pe zi. Chiar dacă iarba, din unele puncte de vedere, nu e considerat drog, deși e drog, să fim serioși, deci alcool. Da! 64% de acord cu mine, brodara, și sunteți incredibil. Continuăm să beau Red Bull cu spermă de, de taur în, în Red Bull sau să mănânc un hamburger cu spermă înăuntru. Wow! Cine a găsit site-ul asta că e incredibil? Deci ori să beau un Red Bull cu spermă de taur, ori să mănânc un burger cu spermă. <laughs> nu știu. Cred că... Cred că dacă ai pune sperma de taur în Red Bull, nu s-ar simți, pentru că e lichidul și îl dai imediat pe gât și parcă nu-l simți. Dacă îl mănânci, trebuie să stai să-l guști, să, să... l mesteci, cred că o să mă duc cu, cu varianta asta, cu Red Bull-ul, sincer să fiu. Da, uite, majoritatea, mai mult, au votat chestia asta. Chiar dacă au leu, asta a fost foarte scârbos. Mai scârbos decât aia cu bunica și cu mama, cu visul umed, sincer să fiu. Iac. Dar continuăm, broderașilor, că este amuzant și aici facem asta, facem pe canalul ăsta, e doar haios și, și magic. Ce alege? Să-ți stai penisul cu anestezic sau să-ți stai mâna fără anestezic? Uh, și mei mascul, trebuie să cădem de acord. Nu putem trăi fără penisache. Avem nevoie de penisache ca să ne. Ca să ne nu, nu mai să ne, ne, producem, să ne simțim bărbați. Să simțim că suntem cineva. Mi-aș tăia mâna asta instant dacă aș avea alege între penisache și mână. Gata! Treci fără câtă persoană nu trebuie fără o mână. E în regulă. Mai greu cu... Dar ne descurcăm. Mai bine să ai penisache decât să... Pe bune. Dacă ai două mâini și fără penisache, ce faci cu viața ta? Nu faci nimic. Deci, să ne tăiem mâna. Poftim? Va stăia? Sunteți ok? Mai multe persoane au zis că și-ar tăia penisache cu anestezie decât Ați nebunit, sunteți nebuni. Bun, ce alegi? Să faci sex cu un delfin sau să faci sex cu un cal? Doamne, pe ce site am intrat noi? Ce site e ăsta? <laughs> eu, eu ăsta e site de brodăraș, de copilaș. Deci să o fac cu un delfin sau să o fac cu un cal? Nu știu. Cred că să o fac cu un delfin pentru că e mai inteligent și cred că ar avea grijă de mine mai mult, plus că e în apă. Și nu știu dacă aș simți la fel de tare. Nu știu dacă v-ați uitat la un prototip de -a unui cal, dar e imens prototipul unui cal. Dacă intră chestia aia în tine, nu știu dacă mai poți, nu mai supraviețuiești, să știi. Nu mai supraviețuiești dacă calul, mai ales dacă se îndrăgosește de tine, o, o bagă, gata, aia a fost. La delfin cred că e mai diferit. Sunt mai inteligenți, mai empatici, după aceea te duci prin tot oceanul ăla, te plimbă. Eu cred că delfinul, cred că delfinul. Da, uite, film. Ați gândit ca și mine, 78%. Doamne, ferește mă. Ce alegem? Să nu te mai uiți la porno niciodată sau să nu mai primești oral, în esență. Deci, o, să nu mă uit la porno niciodată sau să nu mai primești oral. Cred că să nu mă uit la porno, pentru că, totuși, viața reală bate orice fel de film porno. Chiar dacă poți să găsești orice fel de film porno vrei în online, mai ales în, în generația noastră, mai ales în ziua noastră, poți să găsești, poți să cauți tot ce vrei tu pe internet și găsești, din punct de vedere al pornului. Dar, asta fiind spuse, chiar dacă poți să găsești tot ce vrei tu, tot aș prefera să uh, nu mă mai niciodată la porno, pentru că realitatea e mai bună. Dacă vine o fată și îți face asta, e mult mai, mai ok. Doamne, ce scot pe gură, Doamne! Ce alege? Să-ți omori cel mai bun prieten? Nu! Sau să torturezi și să omori bas întreg de copii? de la școală. Un autobuz întrezi de copii. Dacă e să ne luăm doar după cantitate, cea mai utilă chestie ar fi să salvăm copilașii din autobuz, să nu-i torturăm și să nu-i omorâm. Dar, de câte ori asta prietenul meu cel mai bun să mă asculte la telefon când plângeam de bârfam pe proasta aia de manșelat. De câte ori mi-a dat bani? De câte ori a ieșit cu mine? De câte au fost gând? Lângă... Nu pot să-i fac asta. Este o persoană care sta lângă mine non-stop, nu pot să-l omor așa pur și simplu, așa că... Eu împreună cu, o să-l iau cu mine, împreună cu mine și o să torturăm toți copiii din autobuz și-o să-i omorâm împreună, pentru că dacă facem asta împreună, chiar suntem best friends. Asta facem, gata! Wow, sunt un psihopat! Ok, ce alegem? Să so, te uiți la partenerul tău de dragoste? Cum își confesează dragostea față de altcineva? Aoleu. Sau o înșeli pe partenera ta de față cu ea? Cine se gândește la întrebările astea? Doamne ferește! cred că aș prefera... Sunt foarte, foarte ipocrit când vine vorba de chestia asta, dar n-aș putea să mă uit la, la... la, partenera mea cum își confesează, cum își pune iubirea față de altcineva, așa că aș prefera să o șel de față cu ea. <laughs> Jur că sunt ok în relații, dar aveam de ales, n-aveam ce să fac, come on. Bun, una normală, aoleu, în sfârșit, să alegi să fii faimos, dar nimeni nu te place, sau să fii normal și toată lumea să te placă. Ei bine, eu sunt în punctul în care sunt faimos și nimeni nu mă place. Deci înțeleg asta complet. Și, când eram normal nu mă plăcea nimeni. Deci prefer să fiu faimos și să nu mă placă nimeni decât normal. Metallica sau Megadeth? Ce întrebare random. Literalmente vorbeam despre sex și despre moarte și despre cum mă fut delfinii și cum mă fut caii. Și după aceea bagi o întrebare random, gen Metallica sau Megadeth? Metallica, logic. 71. Cine alege Megadeth? Cine mai ascultă Megadeth? Să mă piși într-o cutie sau să mă cac într-o cupă? Să mă piși într-o cutie? Ok, nu știu, încep, ok, încep întrebările forță. Să fiu violat de cinci oameni sau să fiu violat de tatăl meu? Dacă nu-ți dați like la video ăsta, că nu se poate așa ceva, trebuie să-mi dați like Uitați-vă ce mă puneți brodărașilor să fac. Ce 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 să alege voi, să fiți violați de 5 oameni sau de tatăl vostru? E asta ziceam și eu. Cred că de 5 nu aș putea să mai dau ochii cu tatăl meu niciodată dacă știu că m-ar viola. Deci 5 oameni. Gata, o întrebare și gata, că nu mai pot. Deja nu știu, mi se pare că îmi scurge fiecare neuron din care meu se scurge acum așa. Se prelinge prin urechi și nu mai rămâne absolut nimic, totul este distrus. Asta e ultima și gata. Ce alegi? Să fiu bogat, dar să nu am niciun fel de viață socială sau să fiu Uh, sărac, dar să am o viață socială bogată, abundentă. Cu banii poți să cumperi foarte mult, poți să să-ți cumperi să-ți iei pe cineva să te învețe cum să ai o viață socială blană. Ca la un fel de fel de meditații, numai că în loc de matematică ai cu viața socială, frate. Logic, 52%. Și cam asta a fost cu video pe ziua de astăzi, brădărașelor, că deja îmi dă, dă dureri de cap, nu mai pot să răspund, nu știu ce se întâmplă deja. O să las link-ul către acest site în descriere. Voi ce-ați ales, brădărașelor, de toate chestiile astea? Nu uitați să vă abonați, să dați like și până data viitoare, vă pup, vă iubesc, viva la Zacusca, viva la bunii!